Bună ziua, dragilor, și bine ați venit din nou pe canalul meu, numele Stupid pentru cine nu știe. Și astăzi vreau să vă arăt puțin din baza de la Gua Romana. Asta este o bază din Haien, a firmei noastre. Ha? Haideți să vă arăt, aici sunt mașinile care parchează lumea. Ha? Aici sunt multe dintre camioanele care le au. Dar mă duc chiar până în capăt că... este chiar destul de mare. Aici sunt multe camioane care au șofer, altele care sunt noi, care nu sunt uzate. Vedeți, chiar în capăt de tot sunt câteva remorci care au frigul și încă nu este montat. Aici sunt câteva care sunt montate, care așteaptă să aibă încărcare, descărcare. Aici această bază a fost făcută. A fost făcută anul trecut în vară. Am băgat, nu știu, milioane grele, dar chiar este foarte faină. Aici în față avem un atelier pentru roți, mai mult, că pentru altceva nu se utilizează. Ha? Uitați și pancarta de sus, să vedeți pe autostradă, chiar foarte bine. Avem o spălătorie. Aia să vă arăt. Uitați, aș mai pune lumea mâncarea. Una alta, să pregătesc de a pleca în cursă, mai fac de mâncare. Aici fiecare care vine trebuie să le lase, să pună, să scoată paleții din cutie, din remorcă. Vedeți? Așa. Acolo, remorcile care le vedeți, când merge frigul ăla, sunt remorcile care trebuie să fie, care au marfă și trebuie să plece marfa cât de repede. Surgente, cum s-ar veni. Aici mai avem un almasen, atelierul. Haideți să mergem să vă arăt un pic spălătoria. Adică spălătoria. E un, cum să vă zic, un pistol de ăsta mare, cum e la camioane, cum e în Peco. Fiecare cum vine, dacă vrea, spală camionul, dacă vrea, nu-l spală. Fiecare cum vrea. Aici sunt și niște camioane, dacă le vedeți, de lona. De lonă, de prelată, cum se zice. Astea salarii fixe de 2800. Așa lucrează. Nu ca și frigul. Ia uitați. Aici avem și spălătoria. Da? Furtunele. Astea două furtune sunt cu detergent. Faci un pic cu perea. Și aici cu apă, da? Haideți să mergem. Să vă arăt unde mâncăm, unde avem televizor, sunt cuptoare cu microunde. Da? Să vi le arăt. Sunt destul de noi. Au jumătate de an numai. Ce un atelier. Ce bogat acest camion se sudează, nu știu ce în spate. Se sudează, da? Așa. Aici sunt tot așa ceva, ce au ceva de care preparat de la ele. Camionele ce-s puse aici, da? Voi lăsa un pic jos camera, că s-ar putea să vină băiatul ăsta să nu-i placă. E ceva șef pe aici. Da. Dar de ce aici e comedorul? E unde se mănâncă, e zona de descans, cum îi zic ei. Unde stăm, descansăm. Haideți să vedeți aici cum e. Să vă arăt. Vedeți? Sunt niște plate. Cafea. Internet gratis. Televizor, aer condiționat. Da? Vedeți? Aici avem o altă sală. Se vede cineva? Erau două fete care mâncau și nu vreau. Erau două fete care mâncau, nu vreau să le deranjez. Eu sala de mese. Am niște cuptoare cu microunde. Haideți să vă arăt baia. Aici zona. Aici este zona pentru handicapați. Aici este dușul pentru femei. Da? Așa. Aici comitorul mi-a intrat mai devreme. N-am vrut să deranjez fetele. Că mâncau. Uitați baia cum arată. Ha? Mișto.
mișto de tot. Totul nou. După cum vedeți. Așa. Aici sunt dușurile. Vedeți? Așa. Ia uitați. Destul de mare. Destul de mare. Aici tot așa duș pentru femei. Și aici este dacă ai de spălat haine. Multă lume spală haine, una alta. Știu. Da? Aici să crezi, să lua, să pui, să speli. Și cam asta ar fi, dragilor. Astăzi mai sunt niște birouri. Care sunt puțin mai în față. Aceasta e o parcare mare pentru mașini. Aici, după cum vedeți, sunt birourile. Nu mă voi duce acolo pentru că se va vedea. Asta e filmă chiar foarte mare, pancarda de sus, ca să se vadă de pe autostradă. Că avem aici autostradă, da? Și cam asta ar fi baza. Este destul de mare. Chiar foarte mare. Are aici o poartă, vedeți? Așa. Da. Destul de măricică. Da? Aici e o sală de formațion, care sunt oameni ce vreau să învețe una alta, ce au tot felul de cursuri. Da? Deci cam asta ar fi. Cam atâta pentru astăzi. Când voi ajunge la celelalte baze, vă mai facem cu un video ca să vedeți. Este o firmă destul de mare, chiar foarte, foarte serioasă. Plătesc la timp. Da, deci asta e o firmă foarte mare cu multe camioane, plătesc la timp, sunt oameni de treabă. Au fost primii care mi-au deschis poarta, neavând experiență, neavând tot, nimic. Când ești din școală nu știi nimic, vorba aia. Școala de șoferi. Asta este. Au fost primii care mi-au deschis ușa. Și m-au învățat și m-au lăsat să învăț meserie. Atât a fost tot pentru astăzi. V-am pupat și ne vedem cu un alt video. La revedere și vă urez numai bine și un weekend minunat. Bye!